Uite, au și găini, acolo luăm o apă de aici. Una dintre cele mai frumoase naturi pe care le-am văzut până acum. Când s-apucă ăștia să producă, să bagă într-o chestie de genul ăsta. Bon dia și bună dimineața de pe balconul cazării noastre din Paraci, Brazilia, care este un sătuc colonial undeva între Rio de Janeiro și São Paulo, de unde venim noi. Vom începe o serie de mini-vloguri, daily vlog, sper, sau odată la două zile, o chestie genul ăsta, în care încerc să arăt viața localnicilor după aici, ce facem și noi ca turiști una peste alta. Și astăzi începem mergând către Trinidade, îi zic ei, care este un sătuc undeva la 20 de kilometri de aici, unde ar trebui să fie o plajă foarte, foarte frumoasă și să vedem cum ajungem acolo cu autobuzul de localnici. Ne oprim și la o cafea pe drum. Hai să vedem ce este. Vor fi niște vloguri ceva mai lente, nu vor fi foarte dinamice. Nu voi muri în fiecare zi, cum fac foarte mult în vloguri. Nu voi fi un documentarist. Nu, vlogurile astea nu sunt despre asta. Poate face și de-alea, de-alea cu mamă. Ce pățesc în fiecare zi, nu mai vreau să fac. Și pur și simplu vreau să arăt cum trăiește lumea pe aici, ce poți să faci, cât de interesant e, cât de sigur e. Deocamdată locul ăsta față de São Paulo pare ceva mai sigur, inclusiv ăsta de la Airbnb, gazda, ne-a spus că ar fi destul de sigur cel puțin pe aici. Bun, noi schimbăm sătucul astăzi. În principiu nu-i bine să stai cu telefonul pe stradă așa cum fac eu acum, dar asta este, hai să vedem ce iese. Uite ce frumos, sunt mișto canalele astea, chiar arată interesant. Din câte am citit, ăsta ar fi un sătuc de ăsta colonial. Uite și casele pe aici cum arată destul de interesant. O să explorăm, probabil că în altă zi sau pe seară, o să explorăm și centrul vechi de aici să vedem cum arată. Suntem undeva la un sfert de oră de centru vechi. Aici văd că lumea mai stă cu ghiozdanul în spate, ceea ce e un semn bun, pentru că în São Paulo mulți stăteau cu el în față. Deci doi bagaboși pe partea altă, țin bine. Așa, încă sunt foarte speriat, sincer. Chiar în față avem autogara. Hai să ne interesăm, încă nu știu ce autobuz trebuie să luăm. Vedem. E cafe. Uite, au și găini, acolo luăm o apă de aici. 5 reale o apă. Ne-am luat o cafea, stăm aici pe bordură, așteptăm cel din Trinidade. Cafea, normal, dar e cafea făcută de ea, adică nu e de la Tonomat. Acolo, hai să vă arăt. E un nene care vine caipirinii, de aici ne-am luat apa unde vânde și găini și sandvișuri. Și aici, asta din față, este autogara, aici am cund ăsta cu bere. Da, am așteptat până când s-au umplut, am plătit 5 reali. Ne-a lăsat aici, făcut vreo 40 de minute, mamă, ce drum, s-au încins plăcuțele rău de tot, arată bine aici, adică mult mai bine decât mă așteptam. E destul de turistic. Hai să vedem. Ne-am luat și noi după cârd, toți ăștia cu frigorifice, cu de toate, sunt pregătiți, uite pe aia în față, foarte mulți așa. Și ne-am băgat pe aici, pe în junglă, scria că plajele sunt undeva pe la între 250 de metri și un kilometru. Și mergem pe aici, arată wow, uite cu palmieri. Junglă, frate, deci și pe drum, e junglă, nici nu poți să mergi. Uite, vrei să intri pe aici, nu ai pe unde, e full. Avem o intersecție aici, ăștia să uite să luăm la dreapta, la stânga, hai să vedem. Hai, acolo încui. Praia do Meio, nu știu ce înseamnă, Paseo do Barco, ok, hai pe aici. Niște pescare aici și să vedem împreună primele imagini cu o plajă din Brazilia, hai să vedem. Ah. Mă băgam, mă pescuiau ăștia. Hai să vedem. Frumos, frumos. A, mai e și după pietroiul ăla. Mamă, ce tare arată piatra aia de acolo. Și e lume pe ea. De ce oare? Nu cred că pot să sar totuși de acolo. Wow, wow, arată foarte tare. Foarte frumos arată. Da, da, apa nu e de aia turcoasă sau ceva, dar arată wow. Cu munții ăștia în spate, cu tot, mișto rău. Și ca să nu noți. Pe aia, da, uite lumea aici, o grosă. Hai să ce testăm și noi. Ăia, un grătar acolo, ce ne bau? Scoate fum. Gata, am testat-o, foarte bună. Da, nu cea mai frumoasă apă, dar se simte bine, temperatură bună.
Am făcut băiți aici și cred că mai încolo o să mergem acolo după piatra aia. Pai, ce frumos să văd astea. Și încă o chestie, că și ăștia cu frigorificele, am venit și noi cu sandwich-urile de acasă pregătiți, ne-am gândit noi. Da, am văzut că mai e unul cu un grătar ambulant, așa ceva. Când mai trece pe aici, încercăm, sigur că n-am mai văzut așa ceva, are foc acolo jos, încercăm. Ne-am uitat puțin pe hartă și după piatra asta e o plajă foarte mare și mai e una aici, iar în capăt, undeva, când se termină, ar trebui să fie niște piscine naturale. Încercăm acum să trecem pe jungla asta pe aici, să vedem dacă reușim să ajungem la piscinele naturale. Bă, aici e o gârlă de asta care se varsă în mare și văd acolo un indicator în față. Ar trebui să putem să trecem, da? Chiar așa ne băgăm pe jungla asta. Uite, am văzut la un... E recerul ăsta, la un vânzător de ăsta ambulant, că și-a pus papuci așa și mi-a luat și eu Havaianas. Sunt de aici, toată lumea are. Singurul loc în care nu există papuci chinezești. Da, așa cum ziceam, piscine naturale, un kilometru și puțin. Băi, cum arată pe aici? Să-mi rup picioarele. Ah, dar mai e lume. Asta e bine. A, uite. Ce vegetație. Liane de-astea. Nici nu știu ce sunt. Asta e ficus, bă. Asta e ficus. Wow. Dar n-ai pe unde să treci. Adică e atât de deasă încât efectiv nu ai pe unde. Wow. Aici e un fel de viewpoint. Bun, zice să nu mă urc. O să pic. Da. Oh, da. Se vede frumos. Păcat că e întunecat. A și picura puțin mai devreme. Da, nu prea e drum de papuci ăsta, dar vreau să vă arăt vegetația pe aici. Avem palmieri de ăștia. Pe aici ăștia-s bananieri. Și tot felul de copaci, nu știu ce sunt restul. Dar arată într-un mare fel, se aude marea. Wow! Da, am trecut. Asta chiar arată la plajă virgină. Ce tare arată jungla asta în spate, deci... Wow! Super tare! Cred că e puțin cam periculos să faci baie aici, cu toate că văd lumea care face. Nemaipomenit. Hai să vedem piscinele. Uite aici un băruleț. Frumos, bun, ăștia oricum sunt cu frigorifica toți după ei. Băi, așa ce am văzut până acum, deci prima plajă din Brazilia pe care o văd, una dintre cele mai frumoase naturi pe care le-am văzut până acum, nu neapărat cea mai frumoasă apă, că apa nu este senzațională, dar natura e wow, adică e foarte sălbatică, arată nemaipomenit. Acolo în față piscinele. Aici, înainte, ar trebui să fie, vreau să vă arăt pietroaiele astea, cât de șmecher poate să arate. Păcat de lumină, că lumina nu-i nemaipomenită, e destul de întunecat, dar arată nota 10. Bun, frumoase pietroaiele, dar eu nu m-am gândit că va trebui să trecem pe pietroaiele astea. Hai să vedem. Mamă, stai că... Bă, ce dracu' stă astea? Dă-te! Au niște gândași ciudați. Da, am trecut de alea, dar e groaznic, adică și pentru papuci nu-i deloc ce trebuie. Îmi place, dar nu mă așteptam. Adică hai să vedem dacă ajungem la piscinele alea și ne întoarcem naiba la plajă, că era zi de plajă, nu zi de junglă. Uite, frate, părâiaș de ăsta vine direct din junglă. Aaa, ce lice! Aud. Bă, cât de mișto este, bă! Bă, cât... Ha! Era să-mi cer papucul. Cât de mișto este. Noroc că este semi-amenajat, adică nu mănânc căcat că e pe aici super, super sălbatic. Bun, e sălbatic, dar e amenajat, uite, sunt treptele astea. Dacă nu erau treptele astea, papa și la revedere. Da, mergem deja de vreo jumătate de oră. Aseară stăteam pe balcon și ziceam, mamă, să nu iau denghe de căcaturi că au țânțar de ăștia. Și acum mă bag în mă, stii, uite pe unde. Oh. Un kilometru 200, dar nimeni a zis că trebuie să escaladez un kilometru 200. Acum e mai lejer și de asta am zis să filmez. Pauză. Ce mai vrei? Mai multă junglă decât bijlocul junglei. Uite, asta e cu trichean de ăsta. N-ai vrea să numește. Paul, nu? Bă. Mi-era frică de bandiți, dar uite-te la mine, și că sunt o mămăiță de-aia venită la plajă și m-am trezit în șlapi în junglă. Aoleu.
Aul. Da, am ajuns în sfârșit. A dat domnul. Și aici, uite, cică, piscina natural și ca să ne aducă înapoi, să-i dai unul de ăsta, 20 de lei, un real, un leu. Și te duce, hai din ce. Cam așa arată. Uite pești, frate, de ăștia cu lungulițe. Și arată cam așa. O droaie de asta de pietroaie și lumea face baie între ele. Astea-s piscinele naturale. Foarte multă lume, în schimb nu mă așteptam, probabil că vin cu barca, nu ca noi. Da. Frumos. Frumos, da. Sincer, mai frumos drumul decât aici. E interesant. Da. Acum drumul de întors, ăla e problema. Ha. Bun, ne întoarcem și mă gândeam acum. Frate, uite-te puțin. Și asta e na loc amenajat. Când s-apucă ăștia să producă, să bagă într-o chestie de genul ăsta și găsește-i, frate, nici cerul nu-l vezi, nu vezi nimic. Adică nu-i vezi, treci cu avionul, cu elicopterul, pe jos nici atâta, găsește-i dacă poți. Adică climă bună, crește bine, ascunziși perfect. Da. Ce condiții mai bune poți avea? Te miri de ce doar pe aici? E o Bear Grylls de Bercin. Da, cred că ne întoarcem către casă, că vremea nu prea e soare, asta e nașpa, e cald, e bine, apa caldă. Vreau să vă arăt, băi, ăștia chiar vin super pregătiți, deci au umbrele, scaune, frigorifice, mâncare, dar mâncare, nu sandvișuri. Și cam așa vin toți, vin cu casa după ei la plajă. Interesant, adică n-am mai văzut. Hai să ne oprim să mâncăm ceva, bă, că aici ar fi 30 meniu zilei de ăsta. Hai să vedem. Am comandat ceva, niște meniuri de-astea de zile, nu-mi dau seama exact ce. Și tot nu mă înțelegeam cu el pentru prima oară, vorbeam de cafea. Și tot el încerca să zică că cafea e gratis. Și te duce acolo în dozator și spui cafeluța asta, așa. Bună, adică n-am ce comenta, destul de bună. Ok, hai că a venit. Uite cum arată, arată puțin. Așa, niște... Asta e ceva carne, zic ei, deci probabil că e porc, mă gândesc eu. E vită, cred. Foarte bun. Și cu niște cartofiori. Nu știu ce fi chestia asta. Nu știu ce fi. Un praf de ceva. Bă, arată bine. Și ne-au mai adus aici. Cred că să le punem pe deasupra, nu-mi dau seama exact ce e. Aia, e fasole. Probabil că pui aici peste orez. Da, interesant. Ah, poftă bună. Da, hai că am gustat din toate. Și avem vinete, castravete, morcov, sfeclă. Ăsta e niște dovleac aici, fasole, orez. Ai ceva, ceva de pește, pasta aia, piure și tocănița asta. Da. Interesantă combinația, chiar ciudat. Bă, a fost bun. Cu tot cu bacșiș obligatoriu, cam 40 de lei de persoană. Pentru Brazilia e un preț bun. Lucrurile pe aici nu sunt atât de ieftine, adică e o țară mai scumpă decât altele din America Latină. Deci chiar a fost ok. Am mâncat și în Trinidad G, așa zic ei. A, apropo, că ziceam de cafea, că nu prea m-am înțeles, de obicei mă înțeleg cu ei, vorbesc cu ei în spaniolă. Adică nu în spaniolă, pur și simplu încep să șușii, să jujii, să cici. Spaniola și mă înțeleg de obicei. Mai sunt momente care nu ne înțelege, dar de obicei ne înțelegem că foarte multă lume nu, că nu te înțelegi, că nu știu ce. Ba, te înțelegi. Deci cu o spaniolă ștricată chiar te înțelegi. Hai vedem dacă ne așteaptă aici autocarul venul înapoi. Da, am prins ceva pe o doamne coadă. Probabil că o să stăm aici, că eu cred că așteptăm vreo oră. Înapoi la gârla noastră din Paraci. Ăla a fost Trinidad. Dacă vă place accentul meu,
poate dați un like. Terminăm aici acest mini vlog, daily vlog. Dacă v-a plăcut, dați un like. Nu știu dacă să continui. Nu știu, poate îmi ziceți voi dacă merită să continui sau nu, dacă a ieșit ceva de capul lui sau nu, sau e o plictiseală totală. Eu sper că nu. Mi s-a părut o zi nemaipomenită și ne vedem din următorul, sper eu. Bun, îmi spuneți voi dacă ne vedem din următorul. Hai, arrivederci, nu. Bon dia, boa tarde, boa noche.